Crucea Roșie Vâlcea organizează cursuri de specialitate care pot fi aplicate în diferite domenii de activitate. Printre cele mai căutate se află cursul de prim ajutor și cel de igienă. Cursul de prim ajutor este autorizat cu certificare europeană și este recunoscut în țările Uniunii Europene. Pentru toate domeniile de activitate se derulează și un curs de igienă obligatoriu pentru persoanele ce desfășoară activități în domenii precum alimentație publică, producție sau saloane de înfrumusețare. Filiala noastră a reușit să aibă un trainer instruit, doi traineri instruiți în acordarea primului ajutor, certificați de Centrul Mondial de Referință în acordarea primului ajutor. Avem un medic de la UPU, de la Râmnicu Vâlcea, de la spital și subsemnatul. Derulăm cursuri de prim ajutor, facem înscrieri permanenți. În momentul în care avem o grupă, anunțăm cursanții, organizăm cursul. De altfel, cursurile sunt singura noastră sursă de finanțare. Din ele reușim să ne finanțăm activitățile, din ele reușim să luăm alimente și să facem pachete alimentare, să donăm. Săptămâna trecută am fost în comunele Stoilești, în Mihăiești, unde 50 de familii au primit pachete alimentare, haine, încălțăminte, jucării de la voluntarii noștri și o să continuăm astfel de activități și în alte localități pentru că mediul rural este nevoie de mai mare intervenție. Facem cursuri de prim ajutor, facem cursuri de igienă și suntem cei mai ieftini, să zic așa, din județul nostru. Cursurile se derulează în mod continuu pe întreaga perioada anului și primim pentru toate domeniile de activitate economică cursanți, astfel încât să aducem și noi un aport în rezolvarea acestor cerințe legale pe care le au firmele în domeniul asigurării cursurilor de igienă. Mai suntem autorizați și pentru alte cursuri, însă principalele cursuri care merg și care le promovăm sunt cele de prim ajutor, cele de igienă.